lui dronele căzute în România țin autoritățile în alertă șeful departamentului pentru situații de urgență. Raed Arafat a convocat o ședință cu autoritățile din Tulcea, Galați, Constanța și Brăila. S-a discutat despre implementarea măsurilor de protecție luate pentru românii aflați în localitățile de la granița cu Ucraina. Intrăm în aceste momente în legătură directă cu șeful departamentului pentru situații de urgență, domnul Raed Arafat. Bună seara! Bună seara! Concret, domnule Raed Arafat, ce măsuri au fost luate până acum, după ce știm că a fost acea ședință CNSU în care s-au decis o serie de măsuri? Deci astăzi întâlnirea a avut rostul de a verifica care este stadiul de implementare a măsurilor care s-au luat ca decizie la ședința CNSU de vineri. Da. Deci noi astăzi am verificat și, într-adevăr, Ministerul Apărării deja a fost într-o parte din localități unde deja încep realizarea acestor adăposturi de protecție, să zicem, pentru populație, unde nu există la acest moment adăposturi de protecție civilă, mai ales în zonele rurale. S-a discutat cu colegii de la inspectorate, bineînțeles, au fost prezenți și prefecții și toți reprezentanții Ministerului de Interne și alți reprezentanți al comitetelor pentru situații de urgență. S-a discutat de faptul că populația trebuie să fie foarte bine informată în zonele care au fost stabilite ca zone de risc, chiar dacă riscul este foarte mic, și insist la acest lucru, și unde este posibil să dăm aceste mesaje alert. Și atunci populația să știe din timp ce înseamnă mesajul, care este modul de reacție, și acest lucru s-a confirmat astăzi că toate inspectoratele au prelucrat cu cei din zonele rurale și cu cei care se află în aceste poligoane, să zicem, cu risc, care urmează să se dea mesaj. Totodată s-a stabilit că mesajul care va fi dat va avea o durată și numai dacă este necesar se prelungește, ca să nu revenim cu un al doilea mesaj care să spunem că s-a încheiat prealertă sau alertă. Deci astea sunt lucruri tehnice care astăzi s-au discutat și insist pe ideea că panica n-are niciun rost, riscul este foarte mic, dar noi, ca sistem de protecție civilă, ca responsabil pentru protecția populației, este normal, chiar dacă riscul este mic, să luăm aceste măsuri care au fost stabilite de altfel prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență. În contextul în care se va da un mesaj ro-alert, ce trebuie să facă populația în primul rând? Deci sunt recomandările într-un mesaj prestabilit. Cei care au adăposturi în zona merg dacă doresc la adăposturi. Cei care n-au adăposturi sau care nu vor să iasă din casă, cel puțin modalitatea de protecție este să se îndepărteze de geamuri, de zonele deschise, să intre, să zicem, în interior dacă au un hol sau ceva și să rămână acolo în perioada respectivă. Asta este recomandarea care va veni în mesajul respectiv. Mesajul este foarte clar, scurt și este în limba română și în limba engleză mesajul care va fi dat. V-aș și întreba în privința zonelor în care nu există semnal GSM, ce se va face acolo, pentru că înțelegem că sunt autorități care vor patrula tocmai pentru astfel de situații? Deci este prevăzut în hotărârea CNSU de vineri că în zonele în care nu este semnal, ISU va asigura acolo o echipă, poate să fie și un duster care are pe el o rampă cu girofar și sirena și care de regulă are și portavoce prin această rampă și poate să difuzeze mesaje către populația. Deci zonele fără semnal telefonic va avea o astfel de echipă în zona respectivă. În videoconferința pe care ați avut-o în această seară, autoritățile din Tulcea, Galați, Constanța și Brăila au solicitat ceva anume? Deci primarul de la Chilia a solicitat să realizăm o anumită, deci zone de protecție, să zicem, cum facem în zonele rurale. Asta se va discuta, bineînțeles, și cu colegii de la Ministerul Apărării care se ocupă de acest capitol și va fi transmisă solicitarea către Duci. Și o ultimă întrebare, domnule Raed Arafat, în opinia dumneavoastră, cât durează până când vor fi construite acele adăposturi sau zone de protecție pentru populație? Pentru că vedem că lucrurile sunt în dinamică, chiar dacă s-au mai liniștit în ultimele două zile.
Repet, riscul este foarte mic, însă colegii de la Ministerul Apărării deja de astăzi știu că au fost în zone și știu că perioada va fi una scurtă, dar aici nu pot eu să vă spun, va trebui întrebat dânsii că știu exact când încep, când termina, dar eu știu că de astăzi deja au început să pregătească zonele respective pentru aceste locații de protecție, cum îi spunem noi, pentru populație. Vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Mergem acum mai departe.